Bazinul de natație din complexul sportiv Ghencea a găzduit la finalul săptămânii trecute primul turneu final de polo al campionatului național masculin junior 2. Steaua București și-a dominat adversarele întâlnite în cele 3 zile de concurs, reușind să obțină victorii pe linie, cu Partizan Târgu Mureș, Dinamo București, Triumf București, Corona Brașov și Crișul Oradea. Steaua a obținut victorii pe linie. Cum ai comenta această evoluție a echipei voastre în primul turneu final? A fost o evoluție foarte bună, am muncit din greu și sperăm să fie bine și la Oradea. Care a fost cel mai dificil joc din acest turneu? Acela cu Triumf, pentru că au un contraatac foarte puternic. Aveți puterea să duceți lupta până la capăt și să vă apărați titlul? O să câștigăm și la Oradea, o să luăm locul întâi. În cele 5 partide disputate, elevii antrenorilor Alexandru Deacu și Bogdan Bogatu au marcat 84 de goluri și sunt convinși că în luna iunie, la capătul celui de-al doilea turneu final, care va avea loc la Oradea, vor deveni din nou campioni. Steaua a obținut victorii pe linie în primul turneu final al campionatului național de junior 2. Ești mulțumit? Da, bineînțeles că după acest turneu sunt mulțumit și eu și colegul meu de sportivii pe care îi antrenăm, dar mai avem de lucrat până luna iunie. Ce a avut Steaua în plus față de celelalte echipe? Pregătirea fizică, în primul rând. Ne pregătim foarte, foarte bine fizic. O să ne pregătim, o să punem la punct greșelile care le-am avut în primul turneu de aici, de la București, și cu siguranță vom ieși campioni. Forța Steaua!